Spectatori, ne întâlnim iată într-o nouă săptămână la Ordinea de Zi. Avem foarte multe subiecte, o să încercăm să le apucăm de uneva, mai ales că la acest moment știm cum suntem, avem un nou guvern, se întâmplă lucruri multe și ca de obicei, de neadicot, parchet și toate celelalte lucrează de zor. Avem în fiecare zi, cum spuneam, intervenții, arestări, condamnări Ba, mai puține condamnări, mai multe din celelalte, dar asta o să mai vorbim pe parcursul emisiunilor noastre. Aș vrea să încep însă, așa cum le promiteam prietenilor de pe Facebook, cu această discuție, acest plan de reformă uriaș, și o să vedeți de ce este uriaș, al PSD-ului, plan propus de Victor Ponta, prin care să se limiteze mandatul aleșilor căzi locali, căzi județeni, căs național, central, în fine, la două mandate. Adică, practic, știm că președintele pleacă după 10 ani maxim, apropo, Traian Băsescu, și o să vorbim despre el puțin mai târziu, pleacă peste câteva zile, a mai rămas o săptămână. Pe de altă parte, ceilalți, adică parlamentarii la acest moment, pot să fie Parlamentari pe viață. Primarii sunt unii care au deja multe mandate în spate și probabil că mai speră la altele, și, bineînțeles, nu mai vorbim de președinții de consilii județene, de consilierii județeni, de consilierii locali, de primari. Discuția este următoarea. Pare revoluționară această idee și cred că n-ar fi deloc. Uh, rea, cel puțin în anumite funcții. Mi se pare însă o exagerare dintr-un alt punct de vedere. Vreau să vă spun că România are o lungă tradiție, apropo de cei 150 de ani de democrație în România, democrație constituțională. Să știți că noi am avut ani de zile, în perioada interbelică, perioada de maxim al democrației românești, instituția senatorului pe viață. Deci, Asta însemna că nu erau doar două mandate. Plus că, dacă ne uităm prin Europa, nu se prea întâmplă asemenea lucruri. E adevărat, suntem în România, unde, în momentul când rămâi mai mult într-o funcție politică, subliniez, se întâmplă anumite lucruri. Cum spuneam, eu n-am văzut politician din România care să fi fost la vârf și să fie sărac. Ba, din contră, ați văzut. Discută cu multe milioane de euro și când e vorba de, fa de a lua șpagă, deci nu se încurcă cu firfirei. E. Însă, ar trebui să discutăm un lucru. Mai întâi spune Victor Ponta că această reformă ar viza PSD-ul și ar porni inclusiv de la el, președinte de partid, până la ultimul amărăștean sau ultimul reprezentant al partidului respectiv. Amărăștean e o exprimare figurată, vreau să spun. E. Bine să ne uităm la Merkel în Germania. Și mai sunt și alții, ca să nu-i mai amintim pe ceilalți, care, atenție, sunt și șef de partid. Sunt șef de partid, atenție, sunt și prim-ministri. Deci dai o autoritate mare funcție și în același timp partidul își asumă uh, guvernul respectiv. Adică pot să fie prostile care le faci la guvernare. Deci, din acest punct de vedere, Asta ar trebui să cadă chestia cu premierul, lider de partid, mi se pare, ar fi o prostie să se renunțe, disocierea dintre cele două, practic, e în defavoarea uh, celor care te aleg, părerea mea, nu neapărat a ataca partid, deși e și că atacă, e uzura guvernării care se transmite. A. La președinții de consilii județene, care au o putere imensă, chiar și la primari, mi se pare corect să fie doar două mandate și apoi să meargă pe alte funcții. Adică, poți să fii două mandate premier, pe două mandate primar la Târgu Jiu, nicio problemă. Mai ești două, două mandate președinte de Consiliu Județean, mai ești două senatori sau deputat și asta e cam cariera politică a unui om, dacă chiar ești de maxim. Însă, nu o să vorbesc de gorjeni, că și Florin Cârciumaru și Ion Călinoiu au multe mandate, dar pentru fanii noului președinte, ia gândiți-vă puțin dacă ar fi funcționat această lege cu două mandate de primar, de exemplu, ar mai fi fost Claus Iohannis președinte? Gândiți-vă că în 2008 ar fi terminat cele două mandate, este primar din 2000. Din 2008 și până în 2014 mai știa cineva de el, dacă n-ar fi mers mai departe spre o altă funcție mai mare? Deci e cu, e cu risc această, această idee de reformă. Nu o încurajez foarte mult, e adevărat că PSD-ul este într-o are o problemă de credibilitate, nici atât de mare cum o două anumită parte a presei, pentru că vă spuneam eu acum câteva zile că o anumită parte a presei care încearcă să par să ne dea tonul în aceste momente, că vezi, doamne, reprezentanta curentului Facebook, că spun ce vor cetățenii, au o problemă mare, sunt cam toate insolvente și n-ar fi o problemă, că știți, asta e criza. Însă, organismele respective de presă pot să nu fie credibile pentru că atacă că vor bani. Deci, din acest punct de vedere, eu n-aș fi atent și nu mai amintesc ce instituții media sunt așa, dar cum toate acestea au o anumită poziție critică la adresa puterii, mă întreb dacă ar fi scutite de anumite datorii, ar mai fi așa? Sau atacul acestea față de putere nu cumva au acea, asemenea explicație? S-ar putea să nu fie, s-ar putea ca ziariștii respectiv să fie de absolută bună credință, dar întrebarea rămâne. Deci ca orice om normal din punct de vedere al, al mansardei îți pui această întrebare în momentul când știi că ei au o mare problemă de la salarii îndată de luni de zile, dar cu blocaje gen scandalul media fact, cu arestări și cu alte, dar poate vorbim și despre asta. Însă vreau să vă spun că nu întâmplător am deschis această discuție. Mogulii, sau nu neapărat mogulii, dar știți că din fosta realitatea s-a rupt România TV și a rămas realitatea. E, între cele două... Între cele două părți e un scandal pe viață și pe moarte la acest, la acest moment. Scandal care a ieșit în presă. Deci pe o parte se bat Sebastian Ghiță și Cosmin Gușe, deci se atacă direct cu acuze reciproce de fapte explicite de corupție. Interesant este că dosarul Mediafax ar putea să fie doar începutul. Există oameni din presă care spun că va urma un tsunami și în domeniul presăi, nu numai în domeniul politic, pentru că și aici s-au campăpat foarte mulți bani din fonduri europene care n-au prea adus să spunem, nu n au prea bătut cu programele, cu proiectele respectivă. E, se speculează că procurorii stau la pândă și ascultă ce zice Ghiță despre uh, Gușe și invers. Uh, Sebastian Ghiță l-a acuzat luni pe Cosmin Gușe și pe Rareș Bogdan, atenție, cităm, că șantajează și presează, încheiat citatul, judecători și funcționarea NAF, pentru a nu-și plăti taxele și impozitele datorate statului, obținând în acest fel avantaje față de concurență. Replica acestuia vine după ce Cosmin Gușe acuzase într-o declarație pe un site, reporter virtual, atenție, cităm, presiun greu de imaginat ale cuplului Ponta-Ghiță. în citat -o. Cred că dâns și cităm din nou, cred că și-a și judecători, funcționarea ANAF, administratori judiciari, pentru a obține avantaje în fața competiției. Din acest moment voi începe să fac plângeri la Consiliul Național Audiovizual, la CSM, în legătură cu judecătorii, către parchet în legătură cu celelalte persoane implicate în jaful de zeci de milioane de euro de la Realitatea TV, a declarat Sebastian Ghiță. N-avem nimic împotrivă să fac aceste plângeri pentru pentru că e, e o problemă și cred că, uh, apropo de acest rus, e totuși vorba de zeci de milioane de euro. Eu tot nu m-am lămurit a, în săptămâna asta cu e realitatea. Pentru că, acum câteva luni, ba a câștigat vântul care era în închisoare, ba venea cu Gușe, ba anunțau că a câștigat din nou Elan Șvanțebergă la soț, fostul soț al lui Carmen. Uh, și îmi scap acum numele, Rădulescu, și tot așa. Deci, e, în, e la acest moment o mare problemă legată de acest trust și cum datoriile sunt foarte mari, cred că și multe enigme sunt acolo, cine prea, pe cine prea, am înțeles că e un offshore care bar controlează vântul și urmașii săi, bal controlează elan, bar controlează Cosmingușe. Deci, oricum, lucruri care... Care pot să, să fie controversate, sau în orice caz pot să stânească atenția oamenilor, oamenilor din, din media. Deci, părerea, părerea mea este că o să vedem foarte multe lucruri, e, o să iasă foarte multe lucruri la, la lumină. Iată, mai cităm. Uh, astăzi suntem tot. Uh, e vorba tot de. tot de ghiță care spune: Astăzi cităm: Astăzi suntem în situația în care hoțul strigă hoții: Ei nu își plătesc salariații, mințindu i și barjocurându i nu plătesc taxele la stat, încălcând orice regulă a societății, și cu toate acestea vor să fie noi imoraliști ai nației. După ce au încasat sume uriașe, bani negri de la persoane precum Blejnar, Vanghelie, Călin, Mitică, Maricel, Păcuraru și alți oameni certați cu legea, tot ei acuză presiuni. Nici guvernul Ponta și nici Sebastian Ghiță nu-i putem presa. Dovadă că în campania electorală au spus și au mințit câte în lună și în stele. Au pretins că neplata taxelor și impozitelor la stat e folosită pentru a se elimina posibilitatea lor de a-și spune părerea. Și au spus părerea, alegerile s-au încheiat, nimeni nu mai poate să-i protejeze în fața legei. Închidem ghilimelele, citatul. A, faza e următoarea. Oare totul s-a terminat? Va avea cineva curajul să-i facă și pe ei să plătească? Bineînțeles. Acum ar trebui să intervină și neau, că unele derapaje sunt din ce în ce mai supărătoare la toți. Deci, cum televiziunile locale respectă legea, mi s-ar părea corect ca și televiziunile naționale să facă la fel. Pentru că ei câteodată, ba se, se ceartă în studio, ba pleacă, ba și ar, își aruncă cuvinte grele, ba acuzații care să nu le dovedești. De exemplu, rețin uh, una din manipulări campaniei electorale pe care deocamdată nimeni n-a răspuns, sau poate răspunde acum media faxul că tot e în anchetă. Știți, chestia aia cu vor crește impozitele după alegeri sau în 2015, nu știu ce, aruncată vineri și reluată de realitatea de nu știu ce? ne mai putând fi demontat. A fost un fâs, nu există nimic, n-a fost, nicio dovadă. Dar nimeni n-a plătit pentru asta, nu? E, omul a preluat-o așa, unii poate au și votat în consecință. Dar, atenție, nici de a face să mergi, da, domne, ăștia sunt în insolvență, pentru că nu ziariștii sunt vinovați de insolvență, e clar. Administrația. Administrația ziarului, TV-ului respectiv. Și al face să nu mai, să nu mai emită sau ceva pentru că are o altă părere decât guvernul, nici asta nu mi se pare deloc, deloc în regulă. E, mergem mai departe, și vreau să vă spun că suntem în aceste zile, suntem în, la un pas de o mare manipulare care, dacă va avea loc. Noul președinte, Claus Iohannis, să-și începe mandatul sub auspicii extrem, extrem de proaste, de dificile. Și o să vă spun de ce. De vreo câteva zile a apărut pe net o chestie, o chemare. O să vă citesc mesajul integral postat de un utilizator pe Facebook. Tot suntem cu poporul Facebook. Cine mai e așa? Nu știm cine sunt, nu știm cine dar acolo toți sunt mari și tari, toți sunt foarte deștepți, mai ales și din exterior, dar în fine asta e altă treabă. Cităm. Duminică 21 decembrie, anul curent, are loc ceremonia... Nu, nu vorbesc cum e scris, că e generația Facebook știți, e certată cu limba română, dar asta e altă treabă. Are loc ceremonia protocolară de predare primirea mandatului de președinte al României de către Traian Băsescu. De către Traian Băsescu, Claus Iohannis, participanții au rezervat, au rezervat intrarea prin strada genului, dar vor fi mulți și nu vor încăpea, nici nu-i nevoie, este nevoie ca noi toți să fim acolo. Doresc măcar de data asta, deci o singură dată măcar, un milion de români să-l conducă pe președinte la terminarea mandatului. Bine, citatul e mai mare, vă spun, e irizibil, efectiv, dar s-ar putea să-și găsească foarte mulți susținători. Foarte mulți susținători care, atenție, ce zic? mergem să-l susținem, să deci de fapt ei nu merg neapărat uh, uh, că-l că vor pe Băsescu, dar zic mă, hai să-l primim pe nou președinte care are un suport popular foarte mare. Și vor fi, vor ajunge de fapt să-l ducă pe Traian Băsescu în Urale la final de mandat. Un președinte care, să nu uităm, în 2012 a devenit total ilegitim pentru, pentru România. Deci, atenție, în 2012, 7,4 milioane de români au votat pentru plecarea lui Traian Băsescu și în jur de un milion au fost împotrivă. Nu 5 milioane, să zicem, și ceva care au votat cu Ponta acum ca el să fie președinte. Da? Deci nu e aceea situație. Dar nu asta ar fi problema. Faza este însă alta. E, nu numai că e o legitimare pentru Traian Băsescu, dar este un, o piatră de moară pe Claus Iohannis care pleacă cu această moștenire total neonorantă în mandatul său. Dacă acest lucru se concretizează și cei care sunt în preajma uh, noului președinte acceptă o asemenea idioțenie, Claus Iohannis riscă să rămână la Cotroceni uh, un Constantinescu 2, practic cum îi cântă și alții. Eu rămân la părerea că el o să ne ofere surprize plăcute, dar nu de acest gen. Deci, practic, oamenii care vor să fie alături de Claus Iohannis, s-ar putea fi folo ar putea fi folosiți pentru Traian Băsescu. Uh, deci nu poți să fi și acum, cum să vă zic, Uh, indiferent de, de regulă, știți că și ce ne și toate celelalte, cer să vii cu dovezi. Păi, conform uh, celor ce sunt în momentul de față, de notorietate, nu mai trebuie să venim cu dovezi. Președintele Băsescu are o problemă de familie. Nu mă refer de el, că el a avut imunitate. Nu poți să, să știi dacă a fost vinovat în scandalul Flota sau în celelalte. Bun sau spălare de bani sau alte dosare care au fost închise pe perioada asta. Dar familia are un frate care a fost demonstrat ca și corupt și a fost pe la Jilava, da? Are pe ficăsa sa, pe ginerisul, infractori cu acte. Adică, în momentul de față, sunt pornite urmăriri penale în această direcție. Nu mai vorbim de Elena Udrea. Știți, Elena din Troia pentru Băsescu. Apropo de Elena Udrea, vă anunțăm. Bine, mă așteptam ca toate ziarele sau toate televiziunile să vină cu breaking news pe chestia aceasta. E, vreau să vă spun că e o manipulare care se produce la acest, în aceste ore. Deci vreau să vă spun că de aseară, de ieri, a apărut pe surse, bine, un ziarist controversat a dat chestia asta, uh, Dra Liviu Dragnea și Elena Udrea băgați în dosarul uh, restituirilor. Toată lumea, mai ales, că, uh, uh, mai ales că Dragnea are și funcție ministerială, toată lumea a sărit pe Dragnea mai ales, au luat-o și pe Udrea, dar atenție. Nu fără să vezi o dovadă clară. E un ziarist controversat încă o dată care nu spune de unde a luat informațiile respective. E adevărat, el a zis că lucrează cu serviciile secrete sau a lucrat. Dar atât. Iar informația o avem de acolo. Ce avem însă concret? Și aici e problema. Ce aflăm noi pe concret? Elena Udrea este suspectată de comiterea infracțiunii de dare de mită într-un dosar aflat pe rolul DNA și, di-just, din cel al fostei șefe al DICOT, Alina Bica. Informația, atenție, se regăsește în rechizitorul prin care Bica și complice au fost trimiși astăzi în judecată. Fostul ministru al dezvoltării regionale și turismului Elena Udrea are oficial dosar la DNA. Elena Udrea, în prezent lider al Partidului este suspectată de dare de mită. Adică, exercitarea monei corespunzătoră a atribuțiilor de serviciu, urmată de primirea unui teren de către Bica Alina Mihală de la Cocoș Dorin, Cocoș Alin și Udrea Elena Gabriela, conturează elementele considerate infracțiune de dare de mită. Bun. Și unei dragnea. Unde-i dragnea? Asta e tot ce avem atenție de la DNA. Unde-i dragnea? asta vreau să vă spun. E posibil ca acel ieșit cu Ion Nicolae, cu Tender și cu Dragnea, informațiile respective s-ar putea să fie corecte. Dar la acest moment, noi nu avem decât că Elena Udrea este cea urmărită. Dar în momentul când vrei să o salvezi și vreau să vă spun că, apropo, avem dosarul Arlo în care nu s-a vorbit nimic despre ea, adică a dispărut și probe și tot, Chiar cine anchetează, cine are curajul să ancheteze dosarul Alpro? Hai că acum, uh, Traian Băsescu pierde și imunitatea, se poate, cerceta, se poate vedea. Dar pe acolo cred că mai e și Stolojan, mai sunt și alții, unii se regăsesc în, uh, în partidul de opoziție care va veni la putere, în fine, și altele. Deci, ce vreau să vă spun? Că lucrurile nu sunt deloc lămurite, iar presa noastră, cea de toate zilele, face imense manipulări. Foarte simplu ar fi fost ca ori ziaristul care a venit cu această informație cu cei doi să fi spus de unde are informațiile și ăsta a spus că ar fi dintr-un echizitor al DNA care de, deocată nu și l-a asumat. Bun. Dar în același timp, faptul că s-a oferit la pachet, practic a estompat chestia de pe Elena Udrea. De ce vreau să înțelegeți lucrul acesta? Că până la urmă interesul nostru a consumatorilor de presă este să aflăm adevărul și cei vinovați să plătească, da? Nu contează din ce partii sunt. E, însă unii sunt mai protejați, alții sunt mai loviți. Deci asta cam face presa la acest moment și tot aceeași presă se plânge că nu mai e citită, că nu mai e văzută, că au rămas doar televiziune pentru că, păi iată, o dovadă foarte simplă în această direcție. Acum vreau să vă spun, nu vă gândiți, e, uh, nu vă gândiți că lucrurile stau, stau toate, uh, toate chiar așa. S-ar putea să, ne, să vedem că la un moment dat nu sunt urmăriți anumite persoane, pentru că noi avem două tipuri, cum v-am mai explicat într-o seară, acum toți care ajung și au dosar la DNA încep să spună câte vrute și nevrute și acarul pe un va lua Pedapsa. Dar, uh, și de ce vă spun asta, știți, zilele trecute Elena Udrea a spus că dacă ea vrea, vrea să vorbească și va spune cine știa, cum știa de restituiri, s-ar putea să fie deranj mare. A sugerat acest lucru. Eu cred că unii au înțeles acest lucru și nu se, va întâmpla, nu se vor întâmpla mai multe. Sau poate se vor întâmpla și atunci vom avea o Românie curată. Se vorbește, vă spuneam și în alte serii, în ultimile săptămâni, că până în martie-aprilie vom avea o Românie mai curată. Adică cu sute de politicieni după grat, iată, cu organe de presă care vor suferi mutații extrem de importante și toate celelalte. Până la urmă atât timp cât aceste lucruri se fac în numele legii, în litera legii, nu e nicio problemă. România nu are de pierdut. Dar problema e, încă o dată spun și am mai spus-o de la acel, ca, to -ă, cum să vă spun, să nu există suspiciunea în rândul populației că ne uităm doar într-o parte. DNA-ul a avut și încă are această problemă. Este o instituție cu mare credibilitate, acum ați văzut, a trecut peste 50%, e foarte bine acest lucru, dar atenție, și-o va pierde foarte ușor și nici, sau nu va mai câștiga în viitor dacă se duc doar într-o direcție. E foarte bine cum merge, dar să-i vedem și pe alții care sunt și nu se atinge nimeni de ei. Unul din cazuri e Elena Udrea în care poți să-și probeze competențele de neau, dar mai sunt și alții care par de neatins. A, se vorbește cel puțin pe sus, din când în când mai aflăm că o să o pățească și Videanu, că o să o pățească și Blaga, că o să o pățească... Până la urmă să vedem dacă sunt dosare, dacă sunt dovezi. Nu cum la fel se vorbește, că o să o pățească și Ponta, și Dragnea, și alții. Poate că toți au câte ceva. Însă vreau să vă mai spun un lucru și o să încerc să trecem peste partea politică. Să știți că în România, ca să fii politician, costă. Și dacă costă, trebuie să faci anumite compromisuri. Că dacă vii cu foarte mulți bani în politică, n-ai de ce să vii. Deci vii să faci bani. Cum faci bani când n-ai și campania costă, nominalizările costă și toate celelalte. Deci trebuie să iei banii de uneva. Vei fi dependent de cineva. De aici și problemele din politica românească. Așa că am prezentat acum un politician Că este de la UDMR, că este de la PSD, că este de la UNPR sau PNL, care-i curat, care-i fata făt frumos din lacrimă, să zicem, sau fata Morgana, este o mare manipulare. Toți au câte un schelet în, în depozit, cel puțin, în șifonier. Dacă nu e așa, înseamnă că a avut tata bani și a vrut să-l vadă neapărat politician și copilul respectiv n-a făcut nimic. Mă îndoiesc că este așa sau dacă este așa, că e posibil, mă gândesc să fie și așa, e greu de presupus că copilul respectiv are și ceva în tărtăcuță. Deci, depinde cum, cum privim aceste lucruri și ar mai fi un lucru. Își permite România la acest moment să renunțe la întreaga clasă politică? pentru că dacă o mai ține de neau așa numai câteva luni, s-ar putea să rămânem fără politicieni. A, poate o să rămânem cu Mircea Joană, că tot spunea el acum recent că este un Nelson Mandela al, al, României. Deci vă dați seama ce mare politician este. Mihai, la dragostea mea, știți cum este. Uh, sau poate, sau poate, o să-l avem pe Marean Vanghelie. Că până acum câteva săptămâni, ăsta avea și dosare, nu justifica vreo 300.000 de euro și nu știu ce, și acum, dintr-o dată, când și-a descoperit resurse nebănuite de rezistență de mare politician anti-PSD, anti-guvern, dintr-o dată nu se mai aude nimic de dosarele lui Vanghelie. Să fie doar întâmplător. Sau poate în dosarele respective spune cu cine a furat, ce a făcut și alte chestii. Atunci nu ne supărăm pe Marian Vanghelie că până la urmă sau cor la cor nu scoate ochii. E de discutat. Vreau să vă spun că politica românească este departe de a se fi lămurit odată cu nouul guvern. Uh, Noul guvern are o problemă de credibilitate uh, și nu neapărat de credibilitate în sensul celălalt. Că vedem pe sondaje că ponta a coborât foarte jos, că Iohannis a ajuns la cote foarte mari. De acord, e rolul alegerilor, deci ca Iohannis să-l crească. Dar eu mă îndoiesc că ponta s-a dus chiar atât de jos cum vor să ne explice anumite instituții de sondaj. E adevărat, va avea un recul și un recul grav. Dar totuși a avut vreo 5 milioane de voturi. Ăștia toți care l-au votat acum să zică că, adică să meargă cu Iohannis, nu cumva e o manipulare. Și dacă e o manipulare, cui folosește? De discutat. Dar vreau să vă spun că între timp acest nou guvern aflat în chinurile facerii are probleme la partidele componente. Și de ce sunt problemele? Uh, nu se înțeleg la locurile, ministerele care le-au primit fiecare. Uh, vreau să. Dacă se și deschide materialul respectiv, aflăm că haosul i-a cuprins și pe conservatori. Acuzații dure în interiorul partidului. Uh, vreau să vă spun apropo de Partidul Conservator: că Partidul acesta de buzunar, practic a avut o lungă perioadă de timp, n-a mișcat în front, a fost un partid disciplinat, până Voiculescu l-a făcut un partid mare, mare în ghilimele. De ce? Foarte simplu. Țineți minte de soluția imorală cu Băsescu când, deși PSD-ul, să zicem, a câștigat alegerile în 2004, că a pierdut prezidenția de a câștigat parlamentarele, prin trecerea conservatorilor și udmr s-a putut face nou guvern, fără PSD. Bineînțeles, conservatorii au fost scoși într-o perioadă foarte scurtă și de acolo a început războiul Voiculescu-Băsescu, care s-a terminat de moment cu încarcerarea lui Voiculescu, dar unii spun că s-ar putea ca cei doi să ajungă colegi la Jilava sau unde, la, unde mai sunt închisorii pe, la, pe lângă București, că amândoi sunt de capital. Acum că va fi așa sau nu, N-avem de unde să ăsta zicem și noi ce, 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 spune, ce spune lumea. Dar, uh, apropo de informațiile mai, uh, mai relevante din această, în această zi, trebuie să mai spunem un lucru. Cu 25 de ani în urmă, la 15 decembrie, începeau Începea ceea ce s-a numit în România revoluția din decembrie 89. O imensă manipulare, care, de fapt, o revoluție care a început cu o imensă manipulare, tot rău spre bine a fost până la urmă pentru că a reușit să înlăturăm regimul comunist din România. Dar țineți minte, 21 decembrie, în care un ceaușesc cu sfârșit abia venit din Iran, spunea că agenturile străine orchestrează în România. Nimeni nu l-a crezut atunci pe Ceaușescu. Dar, din nefericire, el a avut dreptate. Și a avut dreptate mai ales în privința lui Laszlo Tőkés, cel care a declanșat europarlamentarul maghiar, maghiar că acum chiar reprezintă Budapest, atenție, a, -a reprezentat de mereu, europarlamentarul maghiar actual, pastor uh, catolic, care atenție om al serviciilor secrete occidentale a început pe 10 decembrie a anunța la televiziunea maghiară, la una din televiziunile maghiare, sau singura care era atunci, nu știu acum, să vă spun, că este forțat de securitate să se mute pe 5, până în 15 decembrie, ai termen limită, și că timișorenii să vină alături de el să-l susțină ca să nu fie mutat. Oamenii de bună credință l-au susținut. De aceea au apărut evenimentele de la Timișoara, inclusiv cu morți și așa cum a gestionat statul comunist atunci, pentru care unii au plătit cu ani de închisoare. Și, sau, unii, sau cei care au ieșit în stradă au plătit cu. Cu viața. Faza este că liderul maghiar a fost ofițer al serviciilor secrete. Lucru a fost demonstrat indubitabil în ultimii ani. Iar el, în 25 de ani, a arătat cu prisosință cât de mult iubește România, cu ghilimele de rigoare. Gândiți-vă că, dacă nu era imensă manipulare din spatele lui Laszlo și poate nu s-ar fi potrecut revoluția atunci sau poate nu așa. În aceste zile, când trec 25 de ani de la evenimentele de atunci, românii ar trebui să mediteze. Și ar trebui să mediteze nu pentru faptul... E un motiv, deci până la urmă e un motiv de mândrie. Au trecut 25 de ani de la Revoluție, de la răturarea regimului comunist clasa politică actuală, cea de care vorbeam mai devreme, că începe să fie decimată de corupție, că nu întâmplător îi saltă oamenii legii, n-a reușit să facă din România ceva mai bun decât momentul 89. Cu siguranță sunt foarte mulți care regretă regimul dinainte de 1989. Și nu degeaba. Dar trebuie să medităm la faptul că românii au reușit atunci să-și ia soarta în propriile mâini. Și atenție! Atunci nu puteau funcționa să spunem așa, deci au fost manipulări pentru că și atunci, gândiți-vă că de pe, din 1 decembrie toate posturile acelea Vocea Americii, Europa Liberă spuneau toate enormitățile posibile. Apreciate de români. Eram printre cei, chiar dacă eram, să zicem, la anii de liceu ascultam Vocea Americii, nu Europa Liberă, și vreau să vă spun că auzeam atunci, mai ales în zilele respective, am auzit ce s-a întâmplat în Mișoara încă din, din primele zile. Românii, toți au suferit o imensă manipulare, 60.000 de morți, diverse chestii care stârneau, să spunem, revolta. S-a folosit acest lucru. Până la urmă, însă, regimul Ceaușescu își merita soarta. Era un regim care ajunsese la final. Nu mai puteam, eram împotriva istoriei să mai continuăm așa, și acest lucru s-a produs. De ce spun că e important momentul de acum 25 de ani? Pentru că și la acest moment suntem tot într-un moment crucial. Nu l-aș lega, deși s-a încercat, și să știți că ce se întâmplă pe 21 decembrie, duminică se încearcă o legitimare a clasei politice actuale. Nu contează de cine e formată, nu contează că e actuala putere guvernamentală, că e nou președinte sau altceva. Se încearcă o relegitimare a clasei politice românești legat de Revoluția din decembrie 89. E bine? Nu e bine? E de discutat. Însă aș discuta de un alt, un alt lucru, o știre care a circulat astăzi pe, pe multe canale. Zilele acestea, Ion Iliescu, fostul președinte al României, practic numărul 1 în Revoluția din decembrie 89, a fost chemat la parchet pentru audieri. Unii pun în cârcă cei peste o de morți de la revoluție. Poate că sunt unii de știu ce vorbesc. Poate că iar suntem în fața unei imense, imense manipulări. De ce vă spun acest lucru? Sunt enigme pe care ar fi trebuit să ni le lămurească cineva de la, de la momentul 89. Să nu uităm că Iliescu a fost, la, a fost președinte a fost 96-2000 în opoziție, după 2004 s-a retras din prim planul vieții politice, deci nu văd care ar fi fost problema, mai ales 10 ani cu Băsescu, să se poată afla adevărul despre Revoluție. Dacă el este vinovat de eveniment, eu cred că s-ar fi aflat în ăștia 25 de ani dacă s-ar fi întâmplat, dacă Iliescu era vinovat. Dar nu s-a întâmplat acest lucru. Traian Băsescu, cred că acum vreun an și ceva făcea un apel că dosarul Revoluției, vezi, doamnei, ultima lui datorie, că le dă un an, a cam trecut anul respectiv. Faza procurorilor militari ca să facă lumină. Dacă se dorește doar aflarea adevărului, istoric sau juridic, adică, să zicem, să se meargă până la condamnări, dacă unii dintre cei implicați ar fi vinovați, de acord. Dar mie mi se pare că acest dosar a fost de fiecare dată scos cu tentă politică. Și aici avem o mare problemă. Chiar dacă Traian Băsescu a făcut pe viteazul că să vadă că nu știu ce și că să aflăm adevărul, nu cred că nici interesul acestuia n-ar fi să, se, să aflăm ce s-a întâmplat atunci cu adevărat. Pentru că pe baricadele lui Decembrie 89 s-au întâlnit cine? Petre Roman, secundul lui care spunea că e cel mai bun din parcare, adică Traian Băsescu, Vasile Blaga, Videanu și mulți, mulți alții, Adrian Năstase și toți la și de la PSD și de la PDL, pentru că sunt din același, din același trunchi, practic. Uh, acela al fostului FSN din uh, din, decembrie, din decembrie, 80, 8, 8, 8, decembrie de fapt ianuarie s-a înființat acesta în, uh, în România. Uh, am să vă citesc uh, pe final de emisiune, și câteva dintre mesaje, pentru că uh, cred că ar fi, ar fi interesant să aflați. Uh, să aflați anumite din ce spun telespectatorii. Cineva îmi zice: Nu vă mai luați de clasa politică pentru că sunt toți o apă și un pământ. Nu se va schimba nimic, iar pleacă ai noștri, vina ai noștri, noi rămânem tot ca proști. Mi se pare corect. Corect, sublinierea telespectatorului nostru, dar în același timp aș vrea să vă spun că nu cred că nu mai e o speranță. Dacă am plecat de la ideea aceasta, uh, cineva îmi spune, aș vrea să vă contactez să, pot, să putem discuta pe larg despre aceste subiecte. Subiectul Revoluției din România n-a fost niciodată lămurit. Da, sunt de acord să schimbăm niște mail-uri sau să vorbim la telefon. Putem să vă preluăm dacă vă hotărâți, putem să vă preluăm chiar prin telefon să purtăm o discuție într-o seară următoare, pentru că acum suntem pe final de emisiune și n-am mai putea să poftim, să purtăm o discuție. Mergând mai departe, altcineva îmi zice: Bună seara! Îmi place emisiunea dumneavoastră, dar aș vrea să discutăm mai mult despre subiectele din Gorș. Când pleacă actualii politicieni. Să știți că nu avem acest răspuns când pleacă, dar părerea mea că la următoarele alegeri pot să plece foarte mulți dintre ei sau să vină alții, în funcție, pentru că suntem într-o țară democratică. Mulțumim celor care ne-au trimis sms uri dacă doresc și vor să le, le o să le citim pe post, mai ales dacă ele sunt pertinente și nu le pe nimeni. Uh, Mergem mai departe pentru că sunt, cum spuneam, sunt și alte subiecte pe ordinea de zi. Dacă vă spuneam că cele două televiziuni mari se duc, se duc într-un război pe viață și pe moarte, haideți să vă spunem și o veste bună pentru unii, mai puțin bună pentru alții. Ioana Petrescu, fostul ministru de finanțe, absolventa de Howard, și care a avut, cum să vă zic, o presă în general ostilă, mai ales de când Traian Băsescu a pus-o într-o poziție dificilă la o întrevedere cu ea și cu Victor Ponta, care a fost dată publicității, spuneam, a rămas la guvern este, a rămas pe postul de consilier, la a avut și înainte de a fi ministru de finanțe, a rămas pe postul de consilier al lui Victor Ponta, ceea ce înseamnă că uh, înseamnă ceva, adică cred că are valoare să fie păstrat acolo, adică nu văd de ce, de ce ar fi fost păstrată dacă nu ar fi și uh, însemnat ceva din punct de vedere profesional uh, ce mă surprinde pe uneva, ei i s-a creat imaginea foarte proastă în anumite publicații. Anumite publicații care spuneam au o problemă chiar cu Ministerul de Finanțe, cu anaf cu celelalte instituții din domeniu. Să fie oare întâmplător? Întreb și eu, nu dau cu parul. Mergând, mergând la alte materiale de, de astăzi, cum, cum, spuneam, sunt foarte multe alte subiecte pe agenda zilei. Din nefericire, avem un elicopter smurt care s-a prăbușit în, în, lacul Siud Gol lângă stațiunea Mamaia și nu știm încă supraviețuitorii cât sunt. Mai sunt și alte să spunem așa, evenimente uh, importante ale zilei. Unele dintre ele se referă la faptul că uh, sunt. Uh, deci, aflăm între timp că avem trei persoane dispărute și o persoană care este încă resuscitată. Deci, ar putea să scape cineva. Uh, suntem în, uh, cum spuneam, în timp ce la acest moment ședința Parlamentului pentru validarea Guvernului este în plină desfășurare. Uh, de asemenea, uh, avem uh, și alte informații, cum spuneam, destul de importante. Uh, momente, deci, apropo de momentele să spunem așa, pline de haz de la audierea de astăzi a miniștrilor. Avem un citat de pe Hot News, momente pline de haz și de agramatisme la audierea viitorului ministru de finanțe, al finanțelor. Cităm. Domnule Ialumițeanu, nu se poate să vă bate joc de 40 de oameni. Două întrebări punctuale, care aș vrea să mă lămuresc eu. v a sfătui ca, cunoscând domeniul, să faceți amândouă în aceeași măsură. De, nu știu cine a spus asta, dar sunt de domeniul uh, ilarității generale. Știm că ministrul de finanțe este Darius Vâlcov. Hai să vorbim pe final pentru un singur minut despre sport. Deci Pandurii are o nouă conducere și s-a întâmplat lucrul ce trebuia făcut de la început. A revenit Eugen Pârvulescu în fruntea clubului, avem și antrenor, e vorba de Edi Ordănescu, toate premisele să fie bine în retur. Cu această veste optimistă, mulțumim pentru atenție, seară bună, ne, ne revedem mâine seară la aceeași oră.